Capitolul 20. Dacă fortărețele și multe alte lucruri pe care principii le construiesc în fiecare zi sunt de folos sau nu. Unii principi, pentru a-și asigura stăpânirea statului, au luat toate armele supușilor lor, alții au întreținut dezbinările în ținuturile cucerite. Unii au nutrit dușmăniile împotriva lor înșiși, iar alții s-au străduit să-i câștige pe aceia de care nu erau siguri la începutul domniei. Unii au ridicat fortărețe, alții le-au dărâmat și le-au distrus. Și cu toate că nu putem formula o concluzie anumită cu privire la toate aceste lucruri, fără a examina în mod amănunțit împrejurările în care se găseau acele state atunci când s-au luat hotărâri de acest fel, voi vorbi totuși despre aceste lucruri în acel mod general pe care materia însăși îl impune. Așadar, nu s-a întâmplat niciodată ca un principe nou să-și dezarmeze supușii. Dimpotrivă, atunci când i-a găsit dezarmați, i-a înarmat întotdeauna, căci înarmându-i, acele arme devin ale tale. Cei care îți erau suspecți îți devin credincioși, iar cei care erau credincioși rămân astfel și din supuși ajung să-ți fie partizani. Și întrucât nu-i poți înarma pe toți supușii, poți guverna cu mai multă siguranță pe unii, deoarece le-ai făcut o favoare celorlalți pe care i-ai înarmat. Iar această atitudine deosebită pe care supușii o constată la principele lor îi face pe toți aceștia să îi se simtă obligați, iar ceilalți îi găsesc o scuză socotind că trebuie să aibă mai mult merit cei care înfruntă primejdii și au îndatoriri mai multe. Dar când îi dezarmezi, încep să-i nemulțumești, deoarece le arăți că nu ai încredere în ei pentru că îi consideri lași sau puțin demn de încredere. Și atât una cât și cealaltă din aceste păreri face să se nască ura împotriva ta. Dar cum tu nu poți să stai neînarmat, trebuie să recurgi la armata mercenară, a cărei valoare este aceea pe care am arătat-o mai sus. Și chiar dacă această armată ar fi bună, ea nu poate fi suficientă ca să te apere împotriva dușmanilor puternici și a supușilor suspecți. Așadar, după cum am spus, un principe nou, într-un principat nou, și-a organizat întotdeauna armatele. Istoria este plină de exemple de acest fel. Dar când un principe cucerește un stat nou care se adaugă ca un membru statului său vechi, atunci este necesar să-i dezarmezi pe oamenii din această țară, afară de aceia care în momentul cuceririi au fost de partea ta. Și chiar aceștia, cu timpul și când se ivește prilejul, trebuie să cauți să-i moleșești și să le iei orice energie. Să o rânduiești astfel încât forțele întregului tău stat să fie în acei soldați care sunt ai tăi proprii și care în vechiul tău stat trăiesc mereu în jurul tău. Strămoșii noștri și aceia care erau considerați drept înțelepți obișnuiau să spună că pistoia trebuie stăpânită prin dușmănia partidelor, iar pisa prin fortărețe. Ei întrețineau așadar discordiile în unele provincii care le erau supuse pentru ca să le stăpânească mai ușor. Cred că în vremurile acelea, când Italia era împărțită în două părți care atârnau aproape egal în balanță, procedeul era bun. Astăzi însă, el nu mai poate fi o regulă de urmat, deoarece nu cred că discordiile pot să ducă vreodată la un rezultat bun. Dimpotrivă, când dușmanul se apropie de un oraș împărțit în facțiuni, este sigur că acesta va fi imediat pierdut, deoarece facțiunea cea mai slabă se va uni întotdeauna cu forțele externe ale dușmanului, iar celălalt partid nu va putea să mai reziste. Venețienii, îndemnați cred de motivele mai sus arătate, favorizau existența partidelor guelfe și ghibeline în cetățile care le erau supuse. Și deși nu le lăsau să ajungă niciodată la încăierări sângeroase, întrețineau totuși aceste neînțelegeri pentru ca locuitorii, fiind cu totul prinși în aceste conflicte, să nu se unească în lupta împotriva lor. Lucrul acesta nu a fost totuși, după cum s-a văzut mai târziu, spre binele lor. Căci învinși la Vaila, o parte din orașele supuse prinse imediat curaj și îi făcu să piardă tot ce stăpâneau. Asemenea moduri de procedare arată așadar slăbiciunea principelui.
căci aceste diviziuni nu vor fi niciodată îngăduite într-un principat puternic, deoarece ele aduc folos numai în timp de pace, întrucât poți, cu ajutorul lor, să-ți guvernezi supușii mai ușor. Dar când vine un război, se vede cât a fost de înșelător acest mod de acțiune. Vrei să-ți extinzi orizonturile și să explorezi o lume a cunoștințelor? Bun venit pe Universul Cărților Audio, sursa ta pentru cărți audio, lecturi filozofice, poezii și multe altele. Bucură-te de o experiență audio unică în timp ce faci naveta, faci exerciții sau te relaxezi acasă. Abonează-te acum la canalul meu și obține acces la biblioteca mea de cărți audio. Să începem împreună călătoria noastră în profunzimile culturii universale. Dacă îți plac lecturile mele, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și să lași un comentariu. Fără îndoială că principii devin mari când înving dificultățile și opozițiile care li se fac. Așadar, când soarta vrea să înalțe gloria unui principe, a unuia nou cu deosebire, deoarece acesta are mai multă nevoie să-și mărească renumele, iar nu un principe ereditar, iar ridică împotriva lui dușmani și îl face să întreprindă lupte contra lor pentru ca să aibă prilejul să-i învingă și astfel să urce mai sus pe scara pe care i-au întins-o chiar dușmanii săi. Așadar, mulți cred că un principe înțelept trebuie, când are prilejul, să întrețină pe ascuns și cu viclenie o dușmănie oarecare împotriva lui, pentru ca apoi, înăbușind-o, să se nască pentru el de aici o glorie mai mare. Principii, și mai ales cei noi, au întâlnit oameni mai credincioși și mai folositori între aceia care au fost socotiți suspecți la începutul domniei lor, decât între aceia în care aveau încredere în primele timpuri. Pandolfo Petrucci, principele Sienei, guverna statul mai mult cu ajutorul celor care îi fuseseră suspecți decât cu ceilalți. Dar nu putem vorbi în general despre această chestiune, deoarece aspectele ei variază cu fiecare caz în parte. Voi spune numai aceasta, că oamenii care au fost la începuți dușmanii unui principe, dar care au nevoie de un sprijin pentru a se menține, pot fi câștigați cu cea mai mare ușurință de partea principelui. Cu atât mai mult vor fi constrânși să-l slujească pe acesta cu credință, cu cât își vor da mai mult seama că le este necesar să șteargă prin faptele lor părerea rea pe care principele o avea despre ei. Și în felul acesta principele va avea de la ei în tot cazul mai mult folos decât de la aceia care, servindu-l cu prea mare încredere în valoarea lor, nu se grăbesc totuși prea mult să rezolve chestiunile care le-au fost încredințate. Și deoarece punctul tratat acum ne impune și o altă întrebare, nu vreau să nu amintesc principiilor care au cucerit un stat nou, prin ajutorul celor din acel stat chiar, că trebuie să considere cu atenție motivele care i-au îndemnat pe cei care s-au declarat de partea lui să procedeze astfel. Și dacă nu este vorba de o afecțiune naturală față de el, ci numai de nemulțumirea lor față de guvernarea anterioară, îi va păstra prieteni numai cu multă trudă și cu mari greutăți, deoarece îi va fi cu neputință să-i mulțumească. Dacă examinăm așadar cu atenție exemplele pe care ni le oferă evenimentele antice și moderne și cercetăm cauza acestui lucru, vom vedea că unui principe îi este mult mai ușor să câștige prietenia acelor oameni care erau mulțumiți de guvernarea trecută și care îi erau prin urmare dușmani, decât a acelora care i-au devenit prieteni și l-au ajutat să ocupe principatul numai pentru că nu erau mulțumiți de acea guvernare. A fost un obicei al principilor, ca spre a stăpâni statul cu mai multă siguranță, să ridice fortărețe care să țină în frâu pe cei care ar fi avut de gând să li se împotrivească și care să le servească de asemenea ca adăpost sigur în cazul unei răscoale neașteptate. Eu laud acest procedeu pentru că este din vechime întrebuințat. Cu toate acestea, am văzut că în timpurile noastre, meser Niccolò Vitelli a distrus două cetățui la Città di Castello pentru a putea să stăpânească țara. Guido Ubaldo, duce de Urbino, reîntors pe tron după ce fusese alungat de Cezar Borgia, a dărâmat din temelii toate cetățuile provinciei, socotind că fără ele îi va fi mai greu să-și piardă din nou statul. Cei din neamul Bentivoglio, odată reîntorși la Bologna, au procedat în același fel.
Așadar, fortărețele sunt utile sau nu după timpuri și dacă îți servesc într-o privință, îți fac rău în alta. Iar acest lucru poate fi lămurit în felul următor. Principele care se teme mai mult de poporul lui decât de dușmanii străini trebuie să ridice fortărețe. Dar acela care se teme mai mult de străini decât de propriul lui popor trebuie să renunțe la ele. Familia Sforza a avut mai mult de suferit de pe urma castelului din Milano, zidit de Francesco Sforza, decât de pe urma oricărei tulburări vreodată produse în statul ei. Așadar, fortăreața cea mai bună ce poate să existe este să nu fii urât de popor. Căci chiar dacă ai fortărețe, dar ești urât de popor, ele nu te vor salva niciodată. Deoarece atunci când poporul ridică armele împotriva ta, este sigur că nu vor lipsi niciodată străinii care să-i vină în ajutor. În vremea noastră putem constata că ele nu au folosit niciunui principe, afară doar contesei de Forlì, căci după ce soțul ei, contele Girolamo, a murit, ea a putut, datorită cetățuii întărite, să se sustragă furiei poporului și să aștepte ajutor de la Milano, redobândindu-și apoi statul. Dar timpurile erau pe atunci astfel încât un străin nu putea să vină să dea ajutor poporului. Pe urmă însă, cetățuile i-au folosit prea puțin în momentul când a fost atacat de Cezar Borgia, căci poporul, care îi era dușman, s-a aliat cu străinul din afară. Așadar, atât acum cât și la început, ar fi fost mai bine pentru ea să nu fie urâtă de popor decât să aibă fortărețe. Considerând așadar toate aceste lucruri, voi lăuda atât pe cei care ridică fortărețe, cât și pe cei care nu ridică, și voi dojeni pe toți aceia care, punându-și toată încrederea în fortărețe, prețuiesc prea puțin faptul că sunt urâți de popor. Capitolul 21. Cum trebuie să se poarte un principe spre a fi stimat? Prin nimic nu poate un principe să dobândească mai multă stimă decât prin faptele mărețe pe care le săvârșește și prin exemplele rare pe care le lasă urmașilor. Cunoaștem în timpurile noastre pe Ferdinand de Aragon, actualul rege al Spaniei. Îl putem socoti un principe nou, deoarece prin faima și gloria pe care și le-a câștigat, a devenit dintr-un rege mic și slab, regele cel mai de seamă al creștinătății. Și dacă veți considera faptele lui, veți găsi că toate au fost mărețe, iar unele extraordinare. La începutul domniei a atacat Grenada, iar această acțiune a însemnat temelia statului său. Întâi a purtat războiul fără nicio grabă și fără teama de a întâmpina vreo opoziție din partea cuiva. Astfel le-a dat feudalilor lui din Castilia o preocupare, căci gândindu-se la război, ei nu mai puteau să se gândească la nicio schimbare, iar el câștiga pe această cale autoritate și putere asupra lor, fără ca ei să bage de seamă. Cu banii bisericii și ai poporului, a putut să hrănească trupele și prin acest război de lungă durată a pus bazele armatei care i-a făcut cinste de aici înainte. În plus, spre a putea întreprinde acțiuni mai mari servindu-se tot de religie, început să arate o cruzime plină de cucernicie, alungând pe maranii și golindu-și astfel regatul. Desigur că nu am putea găsi un exemplu mai nenorocit și mai rar. Sub același pretext atacă Africa, întreprinse expediția din Italia și în sfârșit se luptă împotriva Franței. Și astfel a săvârșit și a plănuit mereu acțiuni mărețe care au păstrat mereu via așteptarea și admirația în sufletul supușilor lui care erau continuu preocupați de rezultatul acestor acțiuni. Iar războaiele lui se nășteau unul din altul, în așa fel încât între unul și altul nu le lăsau oamenilor timp ca să poată întreprinde în tihnă vreo luptă împotriva lui. Este de asemenea foarte util pentru un principe să dea pilde rare în ce privește guvernarea internă, asemenea acelora care se povestesc despre meser Bernabò din Milano. Iar când se întâmplă ca cineva să săvârșească în viața civilă a statului ceva cu totul deosebit, fie în bine, fie în rău, principele trebuie să găsească un mod de a-l răsplăti sau de a-l pedepsi, despre care să se vorbească mult după aceea. Și mai ales, un principe trebuie să caute să-și creeze prin orice acțiune faima de om mare și desăvârșit.
Un principe este de asemenea stimat când este prieten adevărat și dușman adevărat, adică atunci când, fără să șovăie, se declară de partea unuia și împotriva celuilalt. Această atitudine este întotdeauna mai utilă decât aceea de a sta neutru. Căci dacă doi dintre vecinii tăi încep să se lupte sau sunt de așa fel încât victoria unuia te poate face să te temi de cel care învinge sau nu sunt. În oricare dintre aceste cazuri, îți va fi totdeauna mai de folos să-ți arăți pe față atitudinea și să lupți cu toate forțele. Căci în primul caz, dacă nu ți-ai declarat poziția, vei fi întotdeauna prada celui care va învinge și aceasta spre bucuria și satisfacția celuia care a fost învins. Și nu vei avea niciun motiv și nicio scuză pentru care cineva să te apere sau să-ți ofere un refugiu. Căci cel care învinge nu vrea să aibă prieteni suspecți și care să nu-l ajute la nevoie. Iar cel care pierde nu te primește pentru că nu ai vrut să riști cu armele în mână să ai aceeași soartă ca și el. Antioh trecuse în Grecia, chemat aici de către etolieni pentru a-i goni pe romani. Trimise ambasador la Ahei, care erau prieteni ai romanilor, pentru a îndemna să rămână neutri, iar pe de altă parte, romanii îi sfătuiau să ia armele în mână pentru ei. Chestiunea trecut spre a fi discutată în Consiliul Aheilor, unde solul trimis de Antioh îi îndemnă energic să rămână neutri. Și se va întâmpla întotdeauna ca acela care nu ți este prieten să-ți ceară să rămâi neutru, iar cel care ți este prieten să-ți ceară să-ți arăți pe față atitudinea luptând. Principii nehotărâți, pentru a evita primejdiile prezente, urmează de cele mai multe ori această cale a neutralității și astfel se prăbușesc de cele mai multe ori. Dar când un principe se declară curajos în favoarea unei părți anumite, dacă învinge acela cu care s-a aliat, chiar dacă acesta e puternic, iar el este la discreția lui, îi va rămâne totuși îndatorat, întrucât s-au legat prin prietenie. Iar oamenii nu sunt niciodată atât de necinstiți încât să te doboare în felul acesta, care ar fi un exemplu prea grav de ingratitudine. În plus, victoriile nu sunt niciodată atât de complete încât învingătorul să nu trebuiască să țină seama de anumite lucruri și mai ales de dreptate. Dar dacă pierde acela cu care ai luptat alături, vei găsi un refugiu la el și te va ajuta cât îi va fi cu putință, fiind astfel tovarășul unei soarte care poate să redevină cea de altă dată. În al doilea caz, atunci când cei care se luptă între ei sunt astfel încât nu ai să te temi de cel care învinge, va fi cu atât mai mare prudența de a te declara de partea unuia din ei, deoarece contribui la înfrângerea unuia cu ajutorul celuilalt, care ar trebui să-l salveze dacă ar fi înțelept. Și dacă acesta învinge, rămâne el la discreția ta și este imposibil să nu învingă cu ajutorul tău. Se impune să notăm aici că un principe trebuie să bage de seamă să nu se alieze niciodată cu unul mai puternic decât el pentru a-i lovi pe ceilalți, decât dacă nevoia îl constrânge la aceasta, așa cum am arătat mai sus, căci dacă învinge, rămâi prizonierul lui. Și principii trebuie să se ferească atât cât pot de a fi la discreția altora. Venețienii s-au aliat cu Franța împotriva ducelui de Milano și ar fi putut să evite această tovărășie din care n-a urmat altceva decât ruina lor. Dar atunci când nu o poți evita, cum li s-a întâmplat florentinilor când papa și Spania au pornit cu armele să atace Lombardia, principele trebuie să se declare de partea unuia și aceasta pentru motivele mai sus arătate. Și niciun stat să nu creadă că va putea să ia vreodată o hotărâre care să fie lipsită de primejdie. Să știe dimpotrivă că trebuie să le ia pe toate îndoielnice, căci lucrurile sunt astfel orânduite încât dacă încerci să fugi de o situație grea, vei cădea neapărat în alta. Totuși, prudența constă întotdeauna în a ști să cunoști natura situațiilor grele și să o alegi pe cea mai puțin rea drept cea bună. Principele trebuie de asemenea să arate că iubește virtuțile și să-i onoreze pe cei care strălucesc prin talentele lor într-o artă oarecare. Apoi, trebuie să-i susțină pe cetățenii lui ca să-și exercite în liniște ocupațiile lor, atât în negustorie, cât și în agricultură și în orice meserie. Oamenii să nu-și lase ogorul necultivat, gândindu-se cu teamă că le va fi luat, sau să șovăie înainte de a începe un comerț nou de frica dărilor.
Dimpotrivă, să se pregătească o răsplată pentru cei care fac toate aceste lucruri și care se gândesc ori în ce fel să-și îmbogățească orașul sau statul. Afară de aceasta, principele trebuie în anumite epoci ale anului să organizeze pentru popor serbări și spectacole. Și cum fiecare oraș este împărțit în brezle sau în cartiere, principele trebuie să țină seama de aceste grupări ale lor, să ia parte la adunările în care se întrunesc, să dea el însuși un exemplu de omenie și generozitate, păstrând totuși întotdeauna majestatea rangului pe care îl are, deoarece această demnitate nu trebuie să-i lipsească în nicio împrejurare. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și comment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.